Șocant ca manifestare, dar destul de frecvent în gospodării, canibalismul găinilor este anunțat de rănile și de porțiunile cu pene lipsă. Exemplarul care inițiază hărțuirea trebuie izolat în compania unor găini cu vârstă înaintată, suficient de puternice încât să contracareze tendințele de agresivitate ale individului. O metodă mai simplă de preîntâmpinare a acestei anomalii de comportament este asigurarea unor metode de distragere a atenției zburătoarelor. Iarba sau varza ajută găinile să-și consume în mod inofensiv instinctul de a ciuguli fără oprire, ceea ce le poate anula pornirile agresive. De asemenea, lumina și căldura excesive din adăpost sunt factori stresanți pentru găini, iar controlul acestor parametri ajută la păstrarea unui comportament echilibrat. Introducerea unei noi păsări se face în mod precaut, mai ales în cazul puicuțelor noi, ce pot fi oricând atacate de zburătoarele cu vechime. Noile exemplare trebuie adăpostite temporar în cuști, pentru o adaptare treptată la climatul general al adăpostului. Hrănirea cu furaje de calitate asigură o alimentație echilibrată, care dă un nivel de energie potrivit cu vârsta zburătoarelor. Atât a fost acest video. Tu încearcă să mă ajuți printr-o distribuire, printr-o abonare, printr-un comentariu, de exemplu, să-mi spui dacă ai și tu păsări oloace, sau să scrii de unde mă urmărești, să dai un like mare acestui video, dar mai ales să mai urmărești și alte videoclipuri de ale mele.